păr grozav, atitudine și luciu de buze mișto. Știi ce înseamnă asta? Corect! Vorbim despre tine, liceană! Și șansele sunt să fii cu totul diferită față de perioada în care erai doar un copil. Ba chiar foarte diferită! Hai să explorăm cele două laturi ale tale! Afecțiune. Tu, copil. Îți aduci aminte de prima ta iubire? Palmele transpirate și o inimă care bate tare erau la ordine zilei, mai ales când stăteai lângă el. Îți place de mine? Kevin mă place? Oh, Doamne, Kevin e marea mea iubire! O să-i răspund la bilețelul ăsta imediat ca să-i spun lui Kevin că-l iubesc! Vai! Abia aștept să-i spun mamei! Te rog, Zida, te rog, Zida! Dragostea tinerească e cea mai drăgălașă, nu? De-ar rămâne vorbitul cu iubirea ta așa de ușor și fără griji. Oh, Doamne, prea mult, prea mult! Și apoi ești tu, liceană! Prieteni, credeți că puteți să mai respirați și voi puțin? Adolescenții și hormonii lor, corect? Primul tău sutien, tu, copil. Ok, Bella, azi e ziua cea mare. Crezi că suntem gata să o facem? Ok, e timpul să probăm primul nostru sutien. Stai să intrăm în clasă cu astea pe noi. Și tu, liceană. Of, putea să fie ziua asta mai lungă de atât. Dar întâi să-mi dau jos sutienul ăsta enervant chiar acum. Dulce alinare! De ce oare purtăm așa ceva? Vestiare, tu, copil. Într-o mare de vestiare banale, trebuie să faci orice ca să-l faci pe al tău unic. Și evident că asta înseamnă tone de Hello Kitty. Mamă, ai nevoie de ochelari de soare ca să te uiți acolo? Și stai să ghicesc, culoarea ta preferată e rozul aprins? Intru în clasă acum, dar revin într-o oră, dragul meu vestiar perfect! Tu, liceană! Când mai crești, devii prea ocupată ca să-ți mai faci griji pentru un vestiar stupid! Sau să mergi până la coșul de gunoi, se pare! Doamne, cum de mesteci atâta gumă oricum? Cred că e mai bine decât să o pui sub o bancă! Alesul hainelor, tu, copil! Da, în sfârșit e timpul să mă dau jos din pat! Oh, și eu te iubesc, domnule ursuleț! Și una dintre cele mai tari chestii despre trezit e faptul că trebuie să găsești ceva grozav de purtat la școală! Ia să vedem ce purtăm azi! Wow, ia uite ce de chestii grozave din care poți alege! Ce de culori! Oh, da, Dumbo este filmul meu preferat de la Disney! Dar mai am nevoie de ceva ca să fie ținuta completă! Aveam mai mult chef să fiu prințesă azi! De fapt, nu părea prea ok! Așa da, e mult mai bine! Tu, liceană! Hai, frate, e deja ora 7! Mă simt de parcă abia m-am culcat! Cred că o să mă pregătesc pentru școală! Of, mă dor toate! Aș vrea să stau în pijamă... Aș vrea să stau în pijamă toată ziua! Dar cred că o să mă schimb în altceva! Ia să vedem ce avem aici! De ce toate hainele mele sunt așa de urâte? Trebuie să mă duc la cumpărături! Of, tot trebuie să mă îmbrac cu ceva, nu-i așa? Deja port haine! De ce să mai complicăm lucrurile? Bun, mă bucur că am rezolvat-o! Făcutul temelor, tu, copil! Frate, fracțiile astea chiar te fac să gândești! Wow, ce truc grozav! Ai grijă! Avem un milion de cărți noi pe cale să vină spre noi! Sunt așa de grele! Aproape că am căzut când le aduceam! Hai să ne apucăm de astea! Avem atâtea chestii amuzante de învățat! Oare de câte ori poți să împarți 200 la 5? Tu, liceană! Frate, tipa asta mă amuză teribil! Cum te face asta? Opa, am uitat că ar trebui să învăț pentru testul de la chimie care-i mâine! De ce mereu am un test idiot pentru care trebuie să învăț?
Cred că mai bine mă apuc, corect? Mă întreb ce se mai întâmplă în clip? Dacă ratez ceva important? Ha, ha, ha! Ce bine că n-am ratat căzătura aia amuzantă! Las-o baltă, oricum probabil o să pic testul. Cui pasă? Păr, tu, copil? Una dintre cele mai distractive chestii pe care le poți face cu prietenele tale este să vă faceți părul. Aproape că uitasem de elasticele și agrafele astea pe care le-am luat cu verișoara mea weekendul trecut. Hai să vedem cât de multe ne putem pune în păr, bine? Doamne, sunt ce cred eu că sunt! Poți să-mi dai una? Fundița roz o să arate grozav în părul tău, Bella! Oh, și aia la fel! Când vine vorba de accesorii de păr, niciodată nu ai prea multe! Deci, Bella, îți place? Mă simt ca o regină care poartă în păr un milion de bijuterii strălucitoare! O să le port luni la școală! Dar, întâi, vrei să-ți fac și ție părul la fel? Tu, liceană! Aoleu, e timpul să piepteni cuibul ăla de șobolan din capul tău! Of, de ce trebuie să-l piepteni? Cui pasă? E prea mult de muncă să folosești plăci de păr și perii dubioase! Sau aș putea să-mi fac un coc și gata! Oh, da, sunt un geniu! Când vine vorba de făcutul părului, hai să nu-l facem și să spunem că l-am făcut! Și în limbajul părului, asta înseamnă clasicul coc neglijent! După ore, tu, copil! Școala s-a terminat și e timpul să ne distrăm! Și avem o întâlnire de joacă! Ura! Opa, e timpul pentru o bătaie cu pernele! Și să ne jucăm de ovați ascunselea! Ok, am numărat aproape până la 10! Tu, liceană! Dar când crești, venitul acasă cu prietenele e puțin diferit. Fetelor, dacă stați mereu pe telefon, de ce vă mai vedeți? Selfie-ul meu de la prânz a strâns 30 de like-uri! Ha, faină mustață de lapte! Frate, devine un pic cam ridicol! Fetelor, au trecut 20 de minute! Nu o să mai vorbiți una cu cealaltă? Ups, trebuie să plec! Prânzul! Tu, copil! În fiecare zi, mama ta e așa de drăguță și îți face pachetelul! Și când se face ora 12, deschisul pachetului e ca și cum te-ai simți acasă! Ce mi-a pus azi mami la pachet? Pare că e preferatul meu, curcan și brânză! Dar stai, mai e ceva! O, smoothie-ul meu preferat cu banane! Și o portocale la desert? Mama mea e cea mai tare! Bella, se pare că mamele grozave gândesc la fel, corect? Tu, liceană! Oh, uite, mama mi-a făcut iar pachetel. Nu, mersi! Deci ce o să mănânce Bella azi la prânz la școală, te întrebi? Da, profa s-a întors, așa că pot să mănânc în sfârșit batonul. Auleu, ăsta a fost stomacul meu? Frate, cine a adus un leu la ore? Cred că pot să-mi împart gustarea. Se pare că Bella are mai mare nevoie de ea ca mine. Mamă, Bella, ce nepoliticos! Te-ai putut regăsi în vreunul dintre scenariile astea copil versus adolescent? Arată-le și amicelor tale ca să râdă și ele copios și, ca de obicei, nu uita să te abonezi la pagina de YouTube 123Go pentru și mai multe clipuri grozave ca acesta!